Haideți, nu v-ați gândit la copil? De ce l-ați aruncat? Ce s-a întâmplat copilul? Când l-ai omorât? Ies la iveală detalii cutremurătoare despre cazul care a șocat un întreg oraș. Fata de 21 de ani, bănuită că și-a ucis bebelușul, ar fi avut posibilitatea să-l crească sau să-l dea unui asistent maternal. Este de loc din localitatea Ungureni, a făcut liceul în oraș, lucra la un fast food și locuia în gazdă la o bătrână. Femeia este cea care a observat că fata este însărcinată. Da, o ascuns-o și dacă o ascuns-o, adică o ascuns-o chiar până a plecat la maternitate, eu ascuns. Eu nu recunosc niciodată că e însărcinată. Deși maică-sa i-a atras atenția când a venit acolo o lună și ceva, mi-a zis și mie, o zis să o protejez, să nu-i zic absolut nimic, să nu se întâmple ceva cu fată. Planul macabru pare să fi fost făcut încă de când purta copilul în pântece. Fata de 21 de ani nu și-a recunoscut niciodată graviditatea, nici măcar în fața mamei ei. Doamnă, și eu am văzut-o cam grăsuță, am văzut că cam gâfâiu, obosește, s-o cam umflat puțin la față, dar na, dumneavoastră sunteți mamă, ați discutat cu dânsa. Pentru câteva zile gazda a fost plecată din localitate, perioada în care tânăra s-a dus la maternitate și a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. În cele din urmă a recunoscut că a fost însărcinată și și-a mințit rudele că a dat micuțul unei familii și că este în siguranță, deși ea deja-i curmase zilele. Maică-sa a sunat-o din Italia, la fel i-a spus că stai liniștită, copilul este în siguranță și este în siguranță. Și eu când am venit, m-am dus chiar stătea în apartamentul de la etajul 1 și am implorat-o, i-am zis că îți înfiez eu copilul, nu străina copilul. Uite, a venit sora ei de la țară, a zis că ia copilul, maică-sa la fel, el crește, e așa, ea nu și nu. Și a refuzat cu îndârjire să spună ce a făcut cu pruncul, moment în care mama fetei și gazda au anunțat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar pe fir a intrat poliția. După 6 ore de audieri, fata și-a recunoscut fapta. Tânăra a dat dovadă de o tărie ieșită din comun. Ea nu-și dorea copilul ăsta și a crezut că nu o să descopere nimeni și nu o să știe, pentru că imediat la 3 zile după ce l-a ucis, ea s-a dus la servici, se ducea pe stadion la meci. Pentru fapta ei, tânăra este cercetată pentru omor și cel mai probabil își va petrece anii tinereții în spatele gratiilor.